Un bărbat a fost arestat pentru că și-a împins soția gravidă într-o prăpastie ca să încaseze bani pe asigurarea de viață. Femeia a murit după ce a căzut în gol de la o înălțime de peste 300 de metri. Bărbatul în vârstă de 40 de ani și-a ucis soția de 32 de ani în timp ce se aflau într-o vacanță în Turcia. Femeia era gravidă în șapte luni și a murit pe loc. Potrivit procurorilor, bărbatul și-a împins soția în prăpastie ca să încaseze banii de la asigurarea de viață a femeii în valoare de peste 47.000 de euro. Imediat după ce a comis crima s-a dus să încaseze banii, însă cererea i-a fost respinsă după ce au apărut informații că polițiștii au demarat o investigație. Fratele femeii a declarat că în momentul în care au fost să ridice trupul femeii de la medicina legală, a observat că soțul surorii lui nu era deloc trist. Familia a aflat că după moartea femeii acesta a făcuse trei împrumuturi în bancă.